voi începe pios cu un banc foarte mișto pe care l-am auzit. Azi e ziua de bancuri. Da, azi e ziua de bancuri. El îi spune ei, ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut. Dar de ce, ce cauți? Ea întreabă, dar de ce, ce cauți? La care el răspunde, un tirbușon. Ce faci când cauți atenție? Un tirbușon. Și cu tirbușonul s-ar putea să primești dopul, ceea ce dorești. Adică capac. Sau să se deschidă tot felul de și dacă uși amportițe pentru tine. Banii s-ar putea să sară dop și să sară și ție filamentele. De înțeleg unde eu la ce te referi tu sau unde bați la mare. Pentru că vorbim în cele ce urmează despre casa iubirii, acolo unde Roberta și-a făcut o schimbare de look superbă. Da, fiecare dintre fete încearcă să obțină atenție, să ne înțelegem. Și eu vreau atenție. Toată lumea vrea atenție, lumea nimeni nu vrea să fie ignorat și invizibil, nu? Da, doar că vezi tu, atâta vreme cât acolo sunt cupluri deja formate sau sunt băieți, fete care și-au recunoscut atracția sau interesul pentru o altă persoană. În momentul în care vine o a treia care face glume, face joculețe, caută și dorește această atenție din partea băieților, pentru care alte fete nutresc deja sentimente, deja lucrurile încep să se agite și să se complice puțin. Când veni vorba despre Roberta, dreptate ai. Să nu o recunosc, fata mea. Foarte frumoasă. Să nu o recunosc. Frumoasă schimbare de look, dar eu zic, cine blondina din imaginea alăturată? Când încolo, într-adevăr, era Roberta care flirta. Păi de aici, asta voiam să zic, de aici trebuia să-ți dai seama cine e, pentru că flirtul rămâne între aceiași oameni. Patrick, dacă mă întrebați pe mine, și Robi. Ștefan, cred că a ieșit din cărțile ei, cel puțin deocamdată, însă... Nici el nu se lasă. Că Ștefan... Cumva jocurile nu se opresc între cei doi, fapt care duce la alte situații și la alte discuții mai încolo, dar deocamdată, haideți să vedem cum ce-am se simt băieții în preajma Robertei sau Roberta în preajma Roberta băieților. Roberta în casa băieților. Roberta, voiam să te întreb o chestie. Am observat. Ce anume? Ce am observat? Ai uitat la mine excesiv. Oh. Când dansam. Eu? Nu, eu. Dar ai văzut? O cauți pe Roberta cu privirea? Nu. Dar m-am întors și întorcându-te te mai uiți și tu 360 la un moment dat. Probabil să nu Roberta casă, nu? Așa. Și tu m-ai observat doar pe mine că mă uitam. Poate așa. Păi erai Robert. Singura care te uitai. Că și Robi zicea la un moment dat că mi se pare că se uită la el. Deci probabil nu, așa nu, se uită eu ea. Mă uitam, nu ea. Am vrut să întreb dacă oare tu ți-ai păstrat aceeași idee de ieri. Cred că ai zis că îți place Roberta, nu? Ai un mic interes față de Ali? Nu-i treaba ta. Nu că eu te-o îi dai comenzi. Dar îi dai comenzi. Mă, ce secretoși sunteți voi doi. Da, mă, dar eu nu înțeleg. Suntem în casa iubirii, ar trebui să discutăm. Cum vi se pare noul meu look? Nu-mi place. Serios? Îmi place mai mult părul tău normal. Mi se pare și am zis că nu-mi place. Păi asta zic. Îți plac și vițele mele. Îți place cum stă mie părul? Nu. Nici mie. Păi de ce? Dar mie mi se pare să vă tachinați un pic. Acum, nu, eu nu mă tachinez cu el. Un pic să-i dau dreptate. Păi, iată, și tu dacă îl tachinezi pe el acum, având în vedere că mai sunt băieți interesați de tine, cum ar trebui ce băieți? Păi mai sunt, nu întreba ce băieți. Uite, Patrick. Cum ar trebui să o ia? Patrick nu e interesat de mine. De unde știi? Ce-a făcut iubita? Mi-am dat seama. De vreme să-ți dai seama. Ai un minim de atenție îndreptată către Alin? Nu. Și, dar de... Robi, ai un minim de interes? De Robi? Hai să mă pun aici lângă tine să te aud mai bine. Spune acum. Sunt simpatică. Eu am zis că au existat schimburi de priviri, schimb de priviri între noi, doar că schimb tu de priviri. Ce? O știi? O știi? Eu cred că tu ne ceri atenția tuturor și la un moment dat nu se mai primești din partea mea. Deci fii atent, prima gală, nu zic nimic. Mai a doua privire maximă în joseală. Ștefan, cred că nu ai înțeles nimic. Ce n-am înțeles? Am spus clar că eu nu am interes față de tine în momentul ăsta. Te las să faci treaba cu Rebecca, să o cunoști și așa mai departe. Ce vrei de la mine acum? Nu, ni se pare. Dar fii atent, uite exprimările tale. Te las să faci treaba cu Rebecca. Cum ar veni dacă nu erai tu? Nu, dar vrea să ai ales treabă. Deja. Parcă e, uite, păi parcă sunt, deja. Sunt sub o formă de reproș. Păi sunt o formă de reproș și am spus că m-a dezamăgit într-un fel sau altul. Deci dezamăgită Roberta de Ștefan într-un fel sau altul, în egală măsură îți atrage atenția. Robi, ia să vin aici lângă tine să te văd mai bine, să te aud mai bine. Bam! În secunda în care s-a așezat, pac,
ochii la Patrick sau la Ștefan, nu știu, că stăteau amândoi unul lângă altul pe canapeaua de lângă. Dar Robi ar fi putut, dacă voia, dar nu e genul lui deloc, am început deja să-i cunosc intențiile. Robi a zis, bă, dacă e de jucat, de ce să nu ne jucăm? Da, bineînțeles. Suntem într-o emisiune de televiziune, putem să arătăm cine suntem și imediat a sărit la zar. Că putea să zică, stai puțin, nu te așeza, te rog, lângă mine, să te lângă și de ce parte, să zic asta? Nu mai formează un cuplu cu Virginia, practic este liber ca de contract. Cerului. E normal să se joace cum consideră de cuvință. De aia sunt eu interesată de el, pentru că a înțeles despre ce e vorba. Au înțeles și ceilalți. Când, cine o întreabă? Ștefan o întreabă. Tu ești interesată de Alin? Nu e treaba ta. Dar sunt băieți interesați de tine. Care băieți? Ba! Păi uite, Patrick, de exemplu, de aici zic că e clar că Roberta simt eu că îl place un pic pe Patrick, pentru că în secunda a doua a zis, nu, că mi-am dat eu seama că Patrick nu mă place. Iar Patrick și el, dându-și seama de regulile jocului, zice, cam repede Roberta te arunci așa în afirmații, da, că n-ai repede, de unde să știi. Da. Îmi place mult, mult, mult de tot ce se întâmplă și abia aștept să văd, pentru că e clar că o simt și pe Roberta dornică să înceapă o relație cu cineva și sunt curioasă pe care dintre ei îi va alege. Stai un pic, că acum m-ai învățat-o pe mine. Stai că nu poți să știi, poate bărbatul vieții ei este pe drum către casă. Poate e momentul ăsta în tren. N-ai de unde să știi. Da, câtă vreme vine el pe tren, că știi cum e. Trenul mai întârzie, se mai oprește în gară, se mai duce în altă gară și așa mai departe. De ce să nu se bucure de viață și de experiența pe care o trăiește acolo? Mai ales că, într-adevăr, iată, ea primește atenția bărbaților din casă, din belșug. Pentru că o și cere între noi, fie vorba și eu înțeleg, repet. Chestie care, deranjează. Ziceam și mai devreme, da, deranjează, sau cel puțin le deranjează pe unele dintre fete. Rebecca și pe Julia, mi s-au părut cele mai afectate. Cred că pe Rebecca în mod direct, da? Pentru că Rebecca e cea care, mă rog, își dorește să-l cunoască pe Ștefan și viceversa, doar că o deranjează tachinările dintre Roberta și Ștefan. Mm-hmm. Și e normal să fie așa până la urmă, cu atât mai mult cu cât Roberta tocmai a zis că te-am lăsat să-ți faci treaba cu Rebecca. Adică... ca și când... ar ști ceva. Nu, ca și când, hai să zicem că s-a retras cumva, pentru că nu e foarte interesată de Ștefan. Te-am și atunci... lăsat, dar nu pot să știu dacă te voi lăsa de acum încolo. Aș continua eu. Bună și asta, foarte bună. Cert e că toată treaba asta se lasă cu lacrimi în rândul fetelor. Mi s-au părut mici gelozii. Da, păi nu-i normal? E normal. Haideți să vedem. Miau. Virginia, mi se pare că mă taci așa la orice, nu poți să zic. Ce se pare, Roberta? Iar începi. Păi eu încep? Stai. Eu nu înțeleg de ce îmi răspunzi așa pe tonul ăsta și mă taci așa Roberta la orice. Roberta s-a trezit cu chef de ceartă, eu nu. Dar se pare că eu m-am trezit cu chef de ceartă, eu nu înțeleg de ce îmi răspunzi așa. Cum? Uite-te puțin la tine. Păi cum, păi te cer singură, nu vezi? Eu deja m-am prins de schema asta a Robertei. În afară să te îndrăgălașe și în schimb aici trebuie să căutăm materiale, ceartă și scandale. Păi nu, cine nu, ești așa, să știi că nu funcționează așa. Să știi că nu funcționează așa, așa că... Păi dar ce te bate repede cu apărarea, Virginie? Că tu acum dintr-o dată ai devenit tu prietenă. Și care problema ta? Care e problema ta? Nu ne faci față la amândouă, aveți poți să vă fac față la toate. Nu crede-mă că nu pot să vă fac față. Oh, te-ai băgat în seamă cu el? Dacă e normal că vorbesc cu el, nu? N-am zis că nu o să mai vorbesc cu el. Ce? Da, mă, da, adică ce doar nu stau să nu-l bag în seamă. Am spus că o să vorbesc cu Ștefan. Că am plecat sprânceala în suf. Mai expresivă. Tu ai început sau mi s-a părut? Eu am început? Nu. Doamna a aruncat cu perna. A, cu perna, da, eu. Eu am aruncat în el. Cu cine? În cine? Eu am aruncat cu perna în el. Noi am văzut că în Robi, da, pare. Eu am văzut în Robi că ai dat de-aia întâmplă. Și Robi am dat. Se pare că vrei să... Eu mă bag Rebecca, bine. E ok. Deci, tu continui să-l sublinezi ca și cum el se bagă în seamă, el se bagă în seamă. Un om nu se bagă în seamă dacă nu-i bagă... permis. Eu dacă vorbesc cu el, eu nu vorbesc cu tine, eu nu mă duc să fac joculețe cu el. Dar eu nu zic că te duci la el și spui, te iubește faneamă de nevastă. Nu, eu zic faptul că probabil și tu te bagi în seamă cu el. Că altfel nu... Păi normal că vorbesc cu el, nu? Păi și că mă bag în seamă cu el. Ți-a zis-o pe un ton normal, nu mă mai bag. Ce faci, Roberta? Roberta... Roberta, ce faci? Păi, ce să ea facă? Ea încearcă plânge să mascheze. Măcar Rebecca plânge pe față, adică nu e cu lăcrămine curgând. Dar
Până la urmă, tu ai înțeles de ce a ieșit așa supărare mare? Da. Că uite, acum zic. Tocmai pentru că Robert a dat curs tachinărilor cu Ștefan. Da, da, Rebecca, așa, uite-te la Rebecca. Să fie... Păi da, pentru că ea își dorește să fie într-o relație cu Ștefan. Aha. Sau mă rog, măcar cel puțin să se cunoască, să înceapă să se cunoască, să vadă ce se întâmplă acolo. Și o deranjează momentul în care, știi cum e? Eu zic, draga mea, ai undă verde, te las să te duci să-ți faci viața, bucură-te, trăiește și așa mai departe. După care vin, auzi, da, cu el, știi? Aha. Da, nu ți se pare că, da, de ce mă întreabă? Păi n-ai zis tu că... Exact, nu, e și frustrant, știi, cumva, și înțeleg și reacția Rebecca-i. În egală măsură, așa cum bine ai zis, Roberta încearcă să joace tare, știi, vă fac față tuturor, dar până la urmă degeaba, presiunea e foarte mare și în momentul în care mai multă lume cumva vine începe, către tine, da, lansat așa, alarmă, când vin cinci spre tine, parcă nu-ți mai arde. Așa cu unul, cu doi, te mai descurci, dacă da, vine toată lumea, opa, vă fac față tuturor. Stai un pic. Eu cred că încă e, chiar dacă au trecut deja vreo două săptămâni, cred, de când e Roberta în casă, da, totuși e încă o concurentă proaspătă. Păi și Rebecca? Ca să zic așa. Și Rebecca, de asemenea, e? Dar mă refer la celelalte fete și la atitudinea pe care o au pentru ea, pentru că e clar că niciuna nu... Nu știu, așa din câte se vede în imagini, nu agrează foarte tare, știi? Virginia îi răspunde așa, Julia și ea îi ia cumva apărarea Virginiei. Pentru că ele împotriva sunt... Robertei. Ele au niște discuții prealabile, adică da, lucrurile... Așa, dar vezi tu zis, și discuțiile astea, parcă țin minte acum 3 săptămâni cum era... Julia sărea și după... spunea Virginiei tot felul de lucruri și o acuza de tot felul de lucruri, pac, acum începe să ia apărarea și să fie de partea ei, știi? Eu nu mi-aduc aminte momentul ăsta dacă mă întrebi cine empatiza cu cine pe canapea. Julia empatiza cu Virginia. Mulțumesc foarte mult, I rest my case. Asta zic. Deci asta s-a întâmplat mai de ună zi. Deci lucrurile nu sunt... Da, și n-ai de unde să știi cum ajungi dintr-o direcție într-o alta, plus că linia e foarte subțire acolo între a nu-mi plăcea ceva sau începe să-mi placă ceva. Și mai contează interesant și timpul petrecut împreună. Că ce vedem noi la televizor e o parte mică din ce se întâmplă în realitate. Că vă dați seama că oamenii mai vorbesc, mai se mai întâmplă lucruri pe care nu... Adică n-ai timp fizic, n-ai să le difuzezi fizic, să le, da, exact. Și sunt chestii care se leagă. Cum era la Insula de un Milion, de exemplu. Exact. Adică n-ai de unde să știi ce s-a întâmplat nu pe plajă. Nu poți să difuzezi 24 din 24 decât dacă ești un alt show de televiziune care s-a făcut acum mulți, mulți, mulți ani în România. Și tot și era 24 din 24. Pe net parcă era sau nu undeva era, era. Nu exista, nu era net, nici nu, era pe telefonul mobil. Ascultă-mă pe mine. Apăsai o tastă și puteai să asculți-o la valieră. Și te costa o bolă de bani. Mi-a venit un gând. Nu eu. Să ne scrieți. Nu eu am făcut așa ceva. 0740988088. Scrieți-ne dacă vreți o treabă de asta non-stop. Așa, 24 de ore din 24 cu viața. Revenind, Ernest, o prietenă îți asculta la valiera ca să vadă ce faci. Izabela, dacă ești în Germania în momentul ăsta în continuare și... Să știți că eu nu vă ascultam. Cunoscătorii știu, da.